Bună dimineața, ca de obicei, revenire. Astăzi nu știu de ce vorbim cu Perfectul Simplu. Revenire, întorsere. Fiindcă tocmai ce am revenit, adică vorbim la Perfectul Simplu, normal. Tocmai ce am revenit de o oră, suntem împreună cu Nadina Zisu. Ce știri avem, Nadina, astăzi? Avem, stai, ia-mă și tu mai ușor. Ce ai mai făcut în vacanță? Bună dimineața. Foarte ai mâncat de dimineață? N-ai mâncat? Ai băut cafea? La ora asta nu beau cafea până la ora 10, cam așa. Așa. Nu, mănânc, nu beau cafea dimineața, abia am băut o gură de apă. Avem miliardari, magnați israelieni prinși, poate miliardarul Benny Steinmetz, care a fost reținut în Cipru, condamnat la 5 ani de închisoare în ferma Băneasa, l-au găsit în Cipru. Cum adică condamnat în ferma Băneasa? În dosarul adică ferma Băneasa. A plecat cu ferma, nu? A luat ferma cu totul, da. Da. Avem studenții săraci care, uite, mai e un pic și încep cursurile și au rămas fără gratuitate la tren. Avem auzit. Da, avem festivalul Burning Man de la din ce Nevada face? Unde s-a de la Nevada. Totul. Am fost pe Nevada. Ca la Corbu, dar într-un rău. Câmp de... Da, a plouat foarte tare acolo. Deci la Burning... Nu, a fost ca la Electric Castle, nu? Băi, să știi că, da, uite, nu am făcut analogia asta, ci inteligenție greacă. Mulțumesc, că da. După fix... Și o să vă zic și ce fac părinții japonezi săraci din disperarea că ai lor copii nu se mai căsătoresc și nu mai fac copii la rândul lor. Opa. La ce s-a ajuns? Da. Să chemăm niște români să facă treabă în Japonia dacă ia micii. Păi ce, noi ne mai însurăm, ne mai mai. Dar treabă facem. Da, mă, ce copii facem? Sunt și ăștia din generația Z, nu știu, au probleme cu făcut dragoste. Da, am citit și asta, că generația Z nu are viața sexuală activă. Asta e. Păi dacă stă pe net. Da, corect. Și de asta, dar și pentru că din cauza situației economice nu au apucat să plece din casele părinților și atunci automat că... Dar dacă mă întreb pe mine, cred că nu prea mai vor așa. Adică apetitul sexual mie mi se pare că scade de la o generație la alta. Că ăștia suntem și... Da, eu mă abțin să comentez ceva. Păi voi sunteți din altă epocă amândoi, dar eu vă zic ce aud... Din altă epocă. Da, mă, dar noi facem. Adică și în generația mea e altă poveste. Dar cei de 20 de ani, acolo e problema. Nu prea, nu. Ce să zic? Ia să facem un research în minunata noastră echipă. Cine o avem pe Alexandra, Z? Să vină Alexandra să ne spună. Da. Hai că avem știri, lăsați discuțiile despre generația. Abia aștept să discutăm de nou despre generația. Ne întoarcem la știri cu Nadina Zisu. Bună dimineața, bun găsit la știri. Toate instituțiile responsabile știau încă din 2020 despre neregulile de la stația GPL care a explodat la Crevedia, a confirmat Raed Arafat. 3 oameni au murit și 55 au fost răniți de complicitatea și de tăcerea autorităților. Ca o ironie a sorții, ofițerul care a retras în urmă cu 3 ani autorizația stației a murit într-un accident stupid la fix o săptămână după explozii. Mai multe furtuni violente au lovit cu o zi în urmă Moldova și Transilvania. În doar câteva ore a plouat cât pentru jumătate de lună. Vântul puternic a pus la pământ copaci și a smuls mai multe acoperișuri. Vremea rea, să știți, se extinde astăzi și în sudul țării, iar de miercuri, ne spună meteorologii, vor crește din nou temperaturile. Miliardarul Benny Steinmetz a fost reținut în Cipru în baza unui mandat emis de România. Magnatul israelian a fost condamnat la 5 ani de închisoare în 2020 în dosarul Ferma Băneasa. Studenții au rămas fără reduceri la călătoriile cu trenul. CFR Călători a anunțat că de acum vor fi eliberate legitimații de gratuitate sau reducere doar pentru elevi. Un bărbat a murit în timpul ploilor torențiale care au blocat festivalul Burning Man organizat în deșert. Poliția din Nevada anchetează acum cazul. Din cauza ploilor, totul în jur s-a transformat într-un mare câmp de noroi, iar organizatorii au fost nevoiți să închidă porțile și să interzică participanților să plece. Pentru că tinerii nu mai sunt interesați să se căsătorească, părinții japonezi au început să iasă ei la întâlniri pentru a le găsi jumătatea. Familiile organizează evenimente în cadrul cărora vorbesc despre copiilor, le fac reclamă, în speranța de a le găsi acestora un partener de viață. Dacă te simți agitat atunci când nu stai pe telefon, este posibil să suferi de nomofobie. Psihologii au stabilit aceste termeni pentru persoanele care devin anxioase și nervoase, chiar dacă nu au acces la telefonul mobil și la internet. Un grav accident a avut loc o zi în urmă la Marele Premiu de la MotoGP de la Barcelona. La doar câteva secunde de la startul cursei, mai mulți piloți au căzut la pământ, iar italianul Francesco Bagnaia a fost călcat cu motocicleta.
Cristiano Ronaldo a marcat cel de-al 6-lea gol din ultimele 3 meciuri jucate la Al Nassr. Golul marcat este și cel cu numărul 850 din întreaga carieră. Și după divorțul de Joe Manganiello, Sofia Vergara vrea să scape cât mai repede de casa din Los Angeles, în care a locuit cu fostul soț. Așadar, actrița a redus cu 2 milioane de dolari prețul inițial al proprietății. Acum casa se vinde cu doar 15,9 milioane de dolari. Și cu asta am încheiat știrile orei 8. Sunt Nadina Zisu, dar vă dau întâlnire și la 9 și la 10 fix cu alte noutăți. Cu bine până atunci! Dimineața pe 2. Dimineața pe 2 on Impulse Radio. Deci ați înțeles, dacă vreți să dați țării mulți copii, vă duceți în Japonia. Eram sigur că acolo e. Așa, n-am ce să fac. Iar cu nomofobia nu puteam să-i zic altfel. S-au trezit și psihologi acum, sincer. Dar nu puteam să-i zic altfel. Să-i zic telefonofobie sau ceva. Da, cred că, păi nu, cred că vine de la nou. De la nou? Nou ceva sau, nu știu. No, no. Mo. No more phone. No more phone. Băi, nu, deci Lugrichea prietare concediu, jur, fii atent. Nu m-aș fi gândit niciodată că no more, nici nu m-am uitat, ca să fiu sinceră, dar da, vine de la no more, probabil. Și eu am... Ia, prietea, trebuie să ne zici ce-ai făcut în concediu ăsta greu. Am și eu no more fobia, adică no money fobia. No money fobia. No mon fobia. Aia cu toți o avem. Vorbim și despre fobii. Am și o listă interesantă despre cele mai ciudate și dubioase fobii ever. Poate vă regăsiți în ele. Mai avem și concursuri și mai avem de zis la mulți ani unor parteneri dragi de-ai noștri. Avem de vorbit și cu voi la 0754-222-999, acolo unde puteți să le spuneți bună dimineața. Și tu ai ceva în mână, veioza pe care o să o dăm cadou. De fapt, este ca să sune ea. Este un corp de iluminat LED. Foarte frumos și foarte modern. Pe vremea mea se zicea lampă sau veioză. Deci, felinarul. Da, dar e frumoasă rău, acum serios. Chiar e drăguț, veioză. Veioza, da. Dimineața pe 2. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impulse Radio.